Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea defăimării. Potrivit documentului, românii care incită la ură pe criterii politice și rasiale riscă să fie pedepsiți cu închisoarea. Închisoare pentru defăimarea politicienilor, violență și incitare. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea. Instigă prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane, pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane, definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală, necontaminată agioasă sau infecție cu HIV-SIDA, considerate de făptuitori drept cauze ale inferiorității unei persoane, în raport cu celelalte, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Pe 28 aprilie, Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiate obiecțiile de neconstituționalitate ale Avocatului Poporului și USR pe proiectul de lege privind sancționarea incitării publicului prin orice mijloace la violență, ură sau discriminare, după ce a fost adăugat și criteriul opinie ori apartenență politică între categoriile vizate. Prin urmare, CCR a decis că legea este constituțională.